Sighetenii care au venit urmici și se încălzesc pe perioada rece cu lemne sau gaze naturale pot să-și depună dosarele pentru ajutorul de încălzire la Direcția de Asistență Socială de pe strada Dragoș Vodă, numărul 35. Pentru subvenție la încălzirea locuinței cu lemne și cărbun, dosarele trebuie să conțină cerere și declarație pe proprie răspundere, carte de identitate pentru membrii familiei peste 14 ani, certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani, certificat de căsătorie sau deces, hotărâre judecătorească de divorț dacă este cazul, livret de familie, act de proprietate, contract de închiriere, comodat, adeverința de venit, inclusiv bonurile de masă, cupon de pensie, șomaj, alocație, indemnizație și adeverință, stare materială la biroul agricol. Pentru subvenția de încălzire cu gaz, se adaugă factura de gaze din luna anterioară și copie după contractul de furnizare de gaz. Pentru subvenția de încălzire a locuinței cu energie electrică, se adaugă factura de energie electrică din luna anterioară și contract de furnizare al energiei electrice. Pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 615 lei.